Bună și bine ați venit pe Tarotada. Pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Berbec, astăzi mă face Berbec pentru săptămâna 11-17 decembrie. Dragilor, vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici înainte să filtrați prin propria dumneavoastră rațiune. Dacă găsiți aici un mesaj cu care rezonați, vă rog să-l folosiți înțelept. Vă mulțumesc și să vedem. Dragul meu Berbec, ce vine către tine în săptămâna 11-17 decembrie? Ce te așteaptă în această săptămână și ce să faci cu tot ce vine spre tine? Haideți să vedem, Berbec. Asul de monede, 9 de spade, 5 de monede și 4 de spade, diavolul. Și împăratul, wow, la capătul setului de cărți, regele de bâte. Dragilor, ați ieșit în propria voastră citire, a ieșit și regele și împăratul. Aici voi sunteți într-o săptămână în care lichidați stocul de toxicitate. S-a terminat, a ajuns la capăt aici. Aveți un 9 de spade, gânduri toxice care vă sabotează, lucruri nefondate pe care le țineți în viața voastră și pe care nu vreți să le lăsați în urmă. Aici este un 5 de monede. Cineva la un moment dat v-a ținut, v-a părăsit, v-a abandonat sau v-a lăsat aici în frig. Aici este o iarnă grea, ninge. Această domnișoară e îmbrăcată sumar, stă în această colivie închisă, dar în spate sunt doar lumini. Trebuie să se întoarcă și să intre în casă pentru că este frig. Ține în mână un trandafir și trăiește din nostalgia unor clipe pe care le va lăsa în urmă în această săptămână, această toxicitate, pentru că aici este un 4 de spade și începe să viseze la visuri noi, își face visuri noi și totul îi se pare ușor, lăsând în urmă tristețe, melancolie, noaptea neagră a minții. Este o săptămână de reinventare pentru Berbec. Aici aveți împăratul, nu mai lăsați nimic la voia întâmplării, mergeți către un vis și visul se împlinește în această săptămână. Poate vă mutați, poate mergeți într-o călătorie, poate vine cineva către voi, un capricorn, un taur, un berbec, un săgetător sau un leu. Vine către voi, dragilor, și vine pentru un nou început. Asul de monede. Citirea începe cu asul de monede și se termină cu împăratul. Orice ați fi trăit în trecut, orice simțiți, orice se întâmplă, toate duc la un plan bine făcut și dus la sfârșit, îndeplinit. Împăratul deține frâiele, știe să controleze foarte bine, să-și controleze propria viață în așa fel încât să meargă către un succes. Asul de monede este un succes. Poate fi pe plan material, poate fi pe orice plan. Aici văd planul iubirii, pentru că aici ați fost persoane părăsite sau persoane care ați suferit din iubire. Și ați lăsat această supărare și tristețe, melancolie să persiste mult timp. Dar este toxic și ați realizat acest lucru și v-ați închis. Acum începeți să deschideți din nou această inimă care s-a vindecat, care o lăsați să iubească din nou. Mergeți către un vis și visul se împlinește. Este o săptămână bună pentru Berbec de reinventare. Trebuie să vedeți oportunitățile. Regele de bâte
face ca lucrurile să se întâmple, la fel ca și împăratul mânuiește perfect toate lucrurile din propria viață și își împlinește orice plan. Este o citire foarte frumoasă. Aici aveți un paj de spade. Folosiți-vă de înțelepciunea pe care ați acumulat-o până acum și manifestați tot ce vă doriți, pentru că visul se împlinește, tot o păpădie în care sufli și îți pui o dorință, metaforic vorbind, folosindu-te de înțelepciunea pe care ai acumulat-o de-a lungul anilor, din tot ce ai trăit, din trădări, din toxicități, din minciuni, reinventare, lăsați în urmă gânduri negre, lăsați în urmă aceste lucruri pe care vi le-ați tot imaginat, ați făcut multe lucruri imaginare, negative, pe care acum nu le mai lăsați să vină, pentru că vă dați seama că v-ați făcut rău singuri. Persoanele care au trădat, care au mințit sau care v-au lăsat aici în frig, au plecat, v-ați detașat, toxicitatea s-a încheiat, mergeți către un nou început plin de iubire, plin de pasiune. Aici este un rege de cupe, un rege iubitor care vine să vindece inima rănită. O dorință vi se împlinește în această săptămână, trebuie să acceptați ajutorul celor din jur, protecția prietenilor, să vă dați voie să primiți, dragilor. În această săptămână, berbecii primesc un nou început de la univers, un cadou de la divinitate. Vă reinventați și vindecați această inimă frântă. Vreau să văd și de aici niște cărți. O carte pentru berbec, săptămâna 11-17 decembrie. Haos. Se termină cu această și înțelepciune, cu acest zbucium, cu acest regret, cu aceste gânduri care vă sabotează. Tristețea, melancolia o lăsați în urmă, haosul se vindecă, se curăță. Aici vine un fulger, tună și se face curățenie, dragilor, lasă un drum deschis, o inimă curată spre un nou început, exact așa cum vi-l doriți. Aici tot ce ați manifestat voi se duce la împlinire, se împlinește în această săptămână. Aveți de două ori cartea voastră, aveți și împăratul, aveți și regele de bâte, doar că aveți aici și un diavol. Nu lăsați mândria să vă stea în cale. Știți că ați suferit, știți că nu mai permiteți nimănui mai puțin din ce vă doriți să vă ofere, dar fără ego, dragilor, fără mândrie. Primiți pentru că meritați aici, pentru că ați trecut cu bine toate testele universului și acest haos se curăță. Universul vine și face curățenie și începeți să vă folosiți înțelepciunea pe care ați acumulat-o an la rând. Știți să manifestați, știți ce vă doriți, iar visul se împlinește. O săptămână foarte bună pentru berbec, 11-17 decembrie. Dacă aveți o întrebare pentru această săptămână, să vedem să-i găsim și un răspuns. Vă rog să vă adresați acum. Comunică clar. Tot, la tot ce te-ai gândit, comunicarea este cheia. Comunică, pentru că lucrurile se vor împlini atâta timp cât ceri persoanelor din jur sau persoanei acel lucru, acea situație la care tu te-ai gândit. Comunică clar, pentru că se împlinește și lasă în urmă orice fel de prejudecată, orice fel de conflict, orice fel de lucru care crezi că te îngreunează de la planul tău. Comunică clar și visul se va împlini. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o săptămână frumoasă. Vă pup, pa, pa!